Bună seara, Vlad, de la extaz la agonie. Pentru voi, cum ai descrie tu meciul acesta, cum l-ai trăit acolo pe teren? Bună seara. Un meci pe care l-am avut la îndemână. Mergea totul bine, iar apoi a venit acea fază cu penaltiul și de acolo s-a stricat totul. Bine, trebuie să ne uităm prima dată în curtea noastră, pentru că noi n-am mai ținut de minge, n-am mai fost periculoși pe faza de atac, dar bineînțeles și arbitrajul, care le-a dat vreo 15 mingi lor, penaltiul și... Ce anume ai reproșat tu? Care faze ți s-au părut ție că au faulturi, fost așa? Faulturi neacordate pentru noi, faulturi date pentru ei, o disperare să-i aducă peste noi, ce n-am văzut. La penaltiul acela ești convins că e decizia corectă? Din punctul tău de vedere, incorrectă, evident, da, bineînțeles, incorrectă, nu corectă. Incorrect. S-a văzut cum avea mâna depărtată și în momentul când l-a atins pe mână, deja apropiase corpul de mână. Bine, și lovitură liberă înainte, care n-a fost, după aia a dus-o și mai aproape și lovitura, s-au dus până care eu cu mingea. Ce să zic, e greu să joci aici, cu această presiune, cu aceste arbitraje. Nu vreau să mă feresc să vorbesc, pentru că am simțit în teren, am văzut auturi clare care s-au dat pentru ei, adică chestii care nu pot fi așa ușor de... adică e ușor să le vezi. Totuși, ce v-a destabilizat acolo la penaltiul? Faptul că s-a stat 7 minute? Da, și asta, a început să o ploaie rece, ne-am răcit, s-a dat penaltiul care n-a fost, probabil dacă nu se dădea, reușeam să echilibrăm meciul, să fie altceva. Totuși, voi ce vă reproșați? Au fost și anumite inexactități acolo în defensivă? Da, bineînțeles, da. Am spus, n-am mai ținut de minge, s-a creat așa o panică cu ploaie, cu presiunea publicului, cu presiunea arbitrilor și toate aceste lucruri ne-au destabilizat, deși nu trebuia. Trebuia să fim mai calmi, trebuia să... Până la urmă aveam meciul în mână, nu avea ce să se întâmple. Acum se bucură, ce să zic, când vezi astfel de lucruri, parcă e greu și să fiu supărat, sincer vă spun, nu știu, O să aveți nevoie de mai mult timp să puneți anumite lucruri la punct în echipă, pentru că ați terminat anul foarte bine, cu 4 meciuri în care n-ați primit gol, pe care astăzi ați încasat 4 goluri. Da. Ce să vă spun? Și înainte de primul lor gol, la fel, li s-au acordat vreo 4 faulturi aiurea. Normal că încep să vină peste tine, este totuși o echipă matură, care știe să pună presiune, deci aceste avantaje care li se acordă, e normal să se folosească de ele. Ești un jucător cu experiență și probabil că voi simțiți altfel din teren. Ți se pare că anumite echipe sunt ajutate, așa cum zici tu, cu anumite mici detalii? Nu vorbesc de anumite echipe, vorbesc strict de acest meci. Se poate analiza, bineînțeles, s-a și văzut, de la 1-0 pentru noi, auturi, faulturi date, acordate foarte ușor, adică ușor. N-au fost, ce să ușor, n-au fost. Iar apoi, de la 3-1, le-am dat repede 2 goluri și au început iar acele faulturi, penalti. Vă dați seama, ai 2 goluri avantaj, normal, ești mai relaxat, poți să joci altfel. Vezi că se face 3-2, se schimbă presiunea, vine pe noi presiunea. Ce aveți de învățat din experiența asta, din meciul ăsta? Asta trebuie să învățăm, să facem față acestei presiuni, să nu ne mai pierdem capul. Cred că ăsta e singurul lucru care ne-a lipsit. Adică le-am dat satisfacție tuturor. Mulțumesc.